Bun găsit, doamnelor, domnilor! România traversează o situație fără precedent. Este pentru prima dată după Revoluție când nu avem rectificări bugetare în cursul anului. Guvernul nu mai are bani și face plăți din fondul de rezervă. Deficitul bugetar, adică diferența dintre venituri și cheltuieli, a ajuns după primele 9 luni la 3,55% din produsul intern brut. Diferența dintre venituri și încasări este de 56 de miliarde de lei. La finalul lunii august, deficitul bugetar era de 2,65% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă că doar în septembrie deficitul a avut o creștere accelerată. Ei bine, în această situație, mulți primari din Gorj, dar și din România, se vor întreba cum vor reuși să se descurce. Unii dintre ei spun că nu mai au bani de salarii până la finalul anului și, în lipsa rectificării bugetare, este posibil ca unii bugetari să nu-și primească salariile chiar de sărbători. Nu toți sunt însă îngrijorați pentru că, iată, primarul din Motru, Cosmin Morega, ignoră criza acută și are în desfășurare achiziția unui utilaj performant de măturat străzile, un utilaj care costă numai puțin de 160 de mii de euro. Primarul orașului Motru vede necesară această achiziție pentru că, spune el, nu mai vrea să folosească un astfel de utilaj închiriat, ci preferă să cumpere unul. Tot în timp ce, așa cum vă spuneam, România traversează o situație fără precedent, o situație cum nu a mai fost de zeci de ani.